Salutare băi, băieți, salutare boys, how are you, bau, bau, how bau, ce faceți bă, golanilor? Bă, am și o întrebare, mi se încarcă maneta asta sau? Ce faceți mă, băieți? Bă, vreau să vă întreb ceva. Accessories. Bună seara băieți, vă pup, ce faceți mă? Mamă, ce de lume pe chat, what the... Accessories... A, uite, bă, de ce nu se încarcă? Ce înseamnă chestia aia, oprea? Ia uite oprea cum îmi face la manetă. Ia uite oprea cum îmi face la manetă când bag firul, de ce? De ce face așa? Ce înseamnă chestia aia, oprea? Că nu făcea așa înainte, doar nu trebuia să meargă... N-am dormit, nu trebuia să meargă toată bara aia? Păi nu trebuia să se ducă toate liniile alea? Salutare la toți băieții! Băi, o să mănânc. Se încarcă? O să mănânc, poftă mare la toată lumea. Nu mă întrebați ce, că e o shawarma default. De fapt nu e așa, ar mai pui cu bacon la lipie. Coclătită. Ia, merge scena asta? Mai merge camera aia? Ia uite, încă... Încă funcționează camera asta, m-am crezut că am murit, ești nebun. Camera asta încă funcționează, ești nebun. Încă funcționează, bă, nu se pot. Dar tu numai pe live mănânci, omule? Nu! Ca să înțelegi la ce nivel de handicapat sunt. E prima oară când mănânc la ora... Și cât e ceasul? E 10 și 3 minute. E prima oară când mănânc pe ziua de azi. Poți să crezi asta sau o crezi că te mint, dar sincer? E prima oară când mănânc, ești nebun. Camera asta, dacă vrea cineva... Eu dau pe un kebab, pe un de-asta, pe un McDonald's. Atât de proastă camera asta încât... O dau gratis, ești nebun. Plătesc eu să-mi ia cineva. Mamă. Îmi place să mănânc. Madre mia. Ok, desert. Dar nu se vede pe camera asta. Nici mâncarea nu se vede. În review la shawarma? Nu e shawarma. Este pui cu bacon la lipia. Mersi băieți, mersi. E cu verdețuri, dar nu se vede bine pe camera asta. E bio, e cu verdeață, cu roșii, toate alea. Donați. Donați, donați.
E peste medie, da. E bună. Dar nu e prima oară când mănânc de aici. E de la pui cu bacon din Constanța. A fost extra blat. E ok. E nota 7-8. Ceau. Ceau, îmi place să mănânc. Te pup, Dani. Dar te-ai schimbat numele pe... Te-ai schimbat numele pe YouTube, nu? Un video, Daniel. Ah, păi de ce aveai Brulin? Felul 2 desert? Ăsta e felul 2. Dar nu se vede bine pe camera asta, mă. E... Uite. Uite cum arată mâncarea aici, cât de frumos se vede, verdeață. Și uite-ți desert. Ce vrei, mă? Deci, ca să înțelegeți diferența, camera asta de bate pe mâncare, am dat 99 de lei. Este un Achiris Pro Max Ultra 1080p, 99 de lei, iar camera asta, cu tot cu lentilă, cu cameră, camera plus lentila, plus placa de captură, plus toate astea, costă undeva la vreo 55 de milioane. Era și culmea să se vadă la fel. Pe mâna stângă. A, am înțeles, am înțeles. Să aveți poftă și voi. Mersi la fel. O să sun acolo, ori o să vorbesc cu tine în privat, Dani, Brulin, ori să vorbesc cu tine în privat, ori o să sun eu, să mă reprogrameze. Că trebuie să ajung pe 20 la ochi la Sibiu. Și pe 27 avem cum ar veni rezervat la munte și să nu fac două drumuri și o să vorbesc să mă pună pe 26 să merg la Sibiu, să rămân seara, să fac pe 26 consultul și după aia să plec direct la munte. Cum ar veni de la Sibiu la Poiana Brașov. Ca să nu fac două drumuri, dar o să vorbesc eu cu tine în privat, dacă nu o să rezolv, o să sun. Da. Că n-are sens să merg pe 20... Merg de pe 19, stau o noapte, merg pe 20, iar pierzi o zi, vin acasă, nici nu stau 2-3 zile, iar pleci pe 26, n-am făcut nimic. Pierd practic 10 zile. Dacă poate, dacă nu poate, aia e. O să vorb, da, o să-ți dau în privat. Vreau să merg cu părinții georgiane, au rezervat, m-au invitat și pe mine și au vorbit de ce au rezervat. Cu socrii, soacra, socru, n-am ce să fac, mergem la munte cu toți, o să fie marfă și după cum vedeți vreau să îmi cumpăr și eu, că oricum n-am avut niciodată și aveam de gând, dar cu ocazia asta o să vreau să iau un GoPro de ăsta să încerc să vă filmez, o să fie catering, o să ne batem cu zăpadă, ne dăm cu snowboard-ul, cum se numește ăla, cu placa, cu schiurile, cu sania, cu zăpadă, cu alea și să filmez, dar n-am cu ce, că camera asta e foarte complicat să o scoți, nu e atât de bună ca și camera externă. Pe baterie nu e atât de bună. Se încinge. Asta e bună să nu mișc. Nu apare mâine Kimpembe. E fake news. Așa zic băieți. La ce hotel? Noi nu mergem la hotel, bro. Că suntem trei familii, cum ar veni. Au închiriat o cabană din asta mare, nu știu cum se numește. Părinții georgiani au închiriat. Nu e hotel, e cabană din asta, e fix lângă pârtie. Sincer, nu sunt 100% sigur că
pe aia în Brașov sparză cu... Eu am noțiunea timpului la pământ. S-a stricat centrala ieri, s-a stricat centrala, nu mai bagă ca lumea. Ba merge, ba nu merge. Și la un dat am sunat-o, bine, dar știam că am șanse mici, că era weekend. Am sunat-o eu pe o femeie ieri și m-a întrebat femeia, când ați făcut revizia? Știți că revizia la centrală se face din 2 în 2 ani, în fine. Știam 100% că e făcută. Și m-a întrebat, când ați făcut revizia? Și zic eu, acum 2 luni, cam așa au venit băieții cu revizia. M-am uitat, mâncați-o și 10 luni trecuseră. Și eu am zis lui aia, acum 2 luni. Nu că nu le-am cu geografia, nu mai știu exact, că știi cum e discuția la mine? Eu, bă, nu că sunt vreun om de afaceri, dar am foarte multe de făcut în fiecare zi de ale mele. Și a fost la modul, mergeți la munte, da, unde, X, Y, da, luăm acolo, da, luați, da, mergem, da. Și înțelegi? N-am înțeles nimic. Că nu, pentru mine nu e important unde merg, dar să mergem, știi, adică nu știu cum se numește. Intră bine, e pui cu bacon, nu e șoarma, dar e pui cu bacon de ăsta, haladit de la Constanța, e la lipie. Dar n-ați observat că am ajuns la statura? Cred că am schimbat 4 tastaturi în ultima lună. Yeah. Dar vreau să vă văd care vă prindeți, ce tastatură e asta și dacă faceți legătura, care sunteți mai vechi. Tastatura asta, să văd care vă prindeți. Nu, am și pe aia rare și pe ala de nu. Uite, a zis cineva, dar nu David Dragomir. Nu e ala originea. Nu, e aia, este identică ca aia pe care am dat suc acum 5 luni, dar e nouă. Mi-a plăcut atât, ca... știți că vă tot ziceam eu că mie aia mi-a plăcut cel mai mult? Bă, mi-a plăcut atât de mult încât am mai luat una. Nu știu, nu, dar e diferită puțin. E puțin diferită. Aia pe care am dat suc era... HyperX FPS Elite 1. Și asta este Elite FPS 2. Singura diferență este că asta, dacă vedeți, pe lângă butoane, are o margine albă, transparentă, ca să se vadă RGB-ul mai bine. Aia prima pe care am dat suc acum 5 luni, care era identică cu asta în proporție de 99,9%, avea o margine astea full, negre gen. Asta le are, în rest e identică, e aceeași. Dar mi-a plăcut foarte mult aia. Data când am vărsat suc, nu mai știu. Problema se pune ce cotă are ca să reziste asta mai mult de 5 luni. Cred că am cotă 4. Cât a costat? Nu mai știu. Exact. Hai, nu mai știu. Am să le par... Nu știu, am luat-o de pe un site de ăsta semifantomă, că era mai ieftin. HyperX, stai să mă uit pe mail. De pe Quick Mobile am luat-o, că era mai ieftină. Și a costat... Nu
Mamă, era ultima de pe stoc când am luat-o eu? Hai că nu cred asta. Yeah. A, v-aș fi arătat, dar mi se vede adresa. Dar vă arăt așa. A, dar nu vă mai arăt că mi-e frică. Hai că vă dau copii. A costat 439. Dar nu mai asta, dar nu mai... Hai că vă arăt așa. Dar ce să vă mai arăt, mă, că o aveți în față. Ce să... 439 a costat. Redusă de la 7 milioane, zice aici. Dar îți dai seama că fură curent. Redusă. Arneal. Nu ai văzut că acum când îți iei, dacă ți iei ceva la 3 milioane, zice că a fost 11. După aia a fost redus la 9 și ultima ofertă ia la acum cu 3. De unde? Că ei le-au luat cu 1 milion. Asta e ultima vrăjeală, dar toți o halim. Când vezi ce, dacă vezi, bă și de nu-ți trebuie. Bă, dacă vezi ceva ce nu-ți trebuie și zici acolo că de la 4 milioane e redus la 1 milion, te duci ca pelican, ești nebun și cumperi. Nu e șoară, ce se... N-am prins, ce se vorbește? Mâine apare pe fană, da. Despre ce anume Alex Sârbu? Că n-am prins discuția. Nu e șoară, v-am mai zis de 10 ori că n-am mâncat șoară, sunteți nebuni? Mare smartwatch la 15 ți-ai redus de la 12. Așa. Am bățit eu. Mi-am luat eu un ceas de la Festina. Acum vreo lună. 5 milioane. A fost 11. A fost 300. Ești nebun. După ce l-am cumpărat, zic, ia stai mă să mai fac un research. Am mai dat 3 search-uri pe Google. Era 4. Ești nebun. Da mă, da. Când ai creier de alun, așa pățim, ești nebun. Respect, să intrăm și în încălțita asta. Că să-i dau lui Claus? Steroizi. Întreabă lumea ce bestie apare mâine. Fofana. Apare mâine Fofana. De unde știu eu? Dacă ți-aș spune, ar trebui să nu mai continui că sunt pe YouTube. Am eu sursele mele, ești nebun. Vrei să-mi dezvălui sursele aici? Am minim 4 oameni la activ care îmi dau informații din culise. Mamă, uitați-vă puțin cum arată. Cum s-a murdărit asta. Iuleu, cum curge tot din aici, nebun. Închideți repede ochii. Închideți repede ochii. Care sunteți scârboși, închideți ochii.
Asta este un live de Doamne ferește. Eu mănânc și mult, mă, n-ați observat? Se vede după fizic, ești nebun? Eu mănânc și mult, mă, n-ați observat? N-ați văzut ce fizic am, ești nebun? Sunt gras, răd, tort. Am burtă, am gras rău de tot, mănânc des mult, de 3 ori pe zi. Asta îmi place mie la corpul meu, știi când mai... Deci nu mai am... Mie nu-mi place să mănânc, am glumit mai devreme. Mie nu prea îmi place să mănânc, mi se pare că pierd timpul, știi? Și după ce mănânc, știi de ce sunt cel mai fericit de obicei? Că acum până mâine seara la 10 nu mai am treabă. Așa stau pe spate, nu mai mănânc până mâine seara. Gata. Am timp să fac ce vreau. Doar mănânc azi. Eu nu-ți cerghești, mă întreabă. Azi jucăm FIFA sau doar te limitezi doar la mâncat? Doar mănânc astăzi. Să vezi cât mănânc. Mamă, nu mai. Acum urmează felul 3. Doar mănânc, mă știu, mănânc mult rău de tot. Asta e skill ce am făcut acum, dacă v-ați prins. Să lași spuma să ajungă până în buză sus și după aia să controlezi din presiune, astfel încât să nu te oprești din pus, dar în același timp să nu dai pe jos. Asta e skill. Nu, trebuie să bei de minim 15 ani să știi să faci asta. Hai, noroc, băi. Uite așa... Am atins puțin, a căzut paharul, s-a dus tastatura. Tastatura. Cum ai făcut aia, explică. Aia merge doar la bere, Alex Barbu, să pui într-o parte. Hai să-mi aduc ăsta. Tutorial. Nu e bun Pepsi-ul, măi, copile. Oh my god. Yeah. Vă mai las asta, scena asta, vă place scena asta? Vă place scena asta când se vede birou? Nu mai port ochelari? Bai, mai port, ia-mă aici, lângă mine. Vrei să-i pun? Ziceți mersi că acum sunt pe live și nu pot să-mi fac talentul. Vrei să zic talentul sensorică, cum să bei suc la calculator? Bei cu paiul, dar hai să te explic și de ce. Ani de zile, bine, acum m-am mai mărit și am renunțat la talentul ăsta, că era prea sumandicos. Fii atent, senzorică, când ești la calculator, bei cu paiul și să explici și de ce. Cam permanență să ai mâinile pe W, să dă și pe mouse și tu să poți să bei suc. Și bei suc și nu iei mâna ca să pierzi secunda, că poate te omoară în secunda aia când pui tu mâna pe pahar. Ai înțeles? De-aia se bea cu paiul. Vă-s talentul, Davide. Da, exact, Flavius, păi da.
Și sucul nu se bea de sete, multă lume nu înțelege, nu se bea suc de sete, sucul se bea pe sistem nervos. Când simți că e prea tensionată situația, faci așa. Doar puțin ca să te revergorezi. Lumea bea suc de sete, dar sucul nu se bea. Eu cred că eu beau pe zi 2 litri de suc de sete. Nu beau de sete, nebunilor, pe sistem nervos. Care este camera pe FIFA? Scrie semnul exclamării camera pe chat. Sau tactici, sau ce vrei tu. Ce monitor am? Ai în descriere. Microfonul, camera, monitorul, tastatura. Tastatura cred că n-am pus-o, dar nu sunt sigur. Le ai în descriere pe toate. Sunt din ce în ce mai înțelept. Păi vezi că mai am puțin și schimb prefixul, mâncați-și. Dar prefixul ăla de... Ăla de țărușine cu el. Mai am 2 luni și schimb prefixul. Mare atenție. Bă, suntem! Uite pe ce dată suntem. Suntem pe 8 ianuarie. Deci fix în 2 luni de acum încolo schimb prefixul. Ăla de moș. A, uite-l pe Robert Florin. Să trăiești la toată lumea. Uite, a salutat pe toți. Păi nu merită toți de acolo. Nu sunt demn de salutul tău, Robert Florin. Mai atești tu după față. Nu-i mai saluta chiar pe toți. Că după aia... Da, hai, nu mai zic nimic. Ești prea dulce tu. Hai cu 4 în față, aia zic. La tot la mai mulți ani, cu 5 în față, cu 6, cu 7. Mama, cânta clarinetul, mâncați-și. Părerile despre Klaus și Headliner, gata, bă. Mama, am râs, am glumit, dar voi chiar vreți FIFA, a? Am râs, am glumit despre Klaus și mai cine? Zacharia? Păi despre Zacharia am vorbit ieri. Despre toate cardurile astea, în mare parte am vorbit ieri. Cine este interesat despre un card anume, să citească descrierea live-ului. Poate cere în orice moment review la un jucător sau la echipă. Și singurul card nou despre care nu am vorbit deloc este acest Klaus. Mâini de stixuri? Bă, astea se numesc... Pinețuri, mâncați-e și ești nebun. Pinețuri. N-ai tu talent de... Nu mai zic nimic. Când m-apuc să fac un PC? O să apară Fofana, da, mâine seară. Batalioane. Băi, hai să facem review la cardul ăsta ultra mega fantastic. Sunteți prea canterincă voi așa. Voi sunteți prea canterincă așa. Ai crescut nouă, Eric, nu ce ai, doamne. Doamne. Nu mai zic nimic. Deci avem așa, cardul nou, super apărut în seara asta. 3 cu 3, nu ne interesează că e RB. Înălțimea, nota 9 din 10. Pentru mine, înălțimea perfectă pe RB sau LB este de 1.84, cum are Teo Hernandez. Dar și înălțimea asta e bună. Faptul că e box-to-box este extrem de rar pentru un LB sau un RB. În sensul bun, adică... Uite ce mi-a scris Moncler, dar e Moncler fake, că Moncler ăla adevărat o are membru la noi. Da, accelerația, adică viteza este bună, pasa e decentă, agility balance bune, spre foarte bune, stamina maxată. Defensiva e puțin slăbuță pe marking. Strength 75. Întrebarea clasică dacă este mai bun ca Hakimi. Deja văd pe chat. Bă, nu știu. Trebuie să-l testez. Nu știu. Ca Hakimi Gold probabil. Nu știu dacă e mai bun ca Hakimi. În schimb, cardul ăsta crește. Este un card dinamic. Pentru cei care nu știți, când va lua inform, dacă va lua vreodată inform, va crește. Sau dacă echipa lui va face 4 victorii consecutive.
Dar nu pentru asta îl facem sau îl fac eu. Motivul pentru care merită făcut neapărat acest card este că mâine seară, în proporție de 95%, apare Fofana, headliner, care va fi o bestie. Iar cardul ăsta va face verde cu Fofana. Deci răspunsul final... Luame... Stați-mă puțin. Deci merită. L-am făcut, e bun. Păi da, vedem acum. Cât va costa Fofana? Cred că 1.000.000 de coins, cam așa. Cred că 1.000.000 de coins, dar merită, părerea mea. Distracție plăcută. Salut, Moncler, îl fac acum, oprea. Stai liniștit că oricum eu îl fac, ești nebun. Eu mă lup cu el. Răspunsul final e bun pentru Fofana. E gen Hakimi Gold în combo cu Fofana. Green Link, easy. Bine, dacă își mai iau uniform. Îmi place care stamina. Ana! Amă, nu cred. Bă, am transpirat de fericire și de emoție. Bă, nici dacă erai nevastă mea nu mă iubea atât de mult. Deci îmi faci niște surprize să mor. Deci îmi faci niște surprize de... Dacă te-aș fi luat în brațe pentru gesturile astea. Deci astea sunt niște gesturi foarte, le apreciez foarte. Bă, stai mă, bă. Stai mai pus icon, mă. Bă, stai mă puțin. Îmi retrag cuvintele. Bă, ai pus icon, mă? Stai mă puțin, bărule, că am glumit. Cum îmi bagi icon în jucător de 70k? Stai mă, vărule, mă, că am glumit. Nu-i vorba dacă joc cu Vidiș, mă, nebunule. Că nu se pune așa problema dacă joc cu Vidiș. Diego Milito. Și Koulibaly cât costea? Koulibaly. A, nu, că e prea mic în rating Koulibaly. Nu merge. Trebuie de 88. Nu mă archineș. Ba, fac chemistru.
Kimberg Ginter CB. Nu, trebuie de 88. Trebuie de 88, mă. Mam. Stai așa, mă duc să mă gândesc. Marquinhos 63 și Carvajal în loc de și 7, bă. Respect, chat. Mamă, ce m-am, nu mai pot. Mamă, ce m-am epuizat. Mamă, ce m-am epuizat, nu mai pot. Oh, Doamne. Vai, ce am obosit. Klaus the Beast. Animați. Wow, aleu, workout. Yeah. Talent. Fă-ți talentul. L-am pus pe Vidic în SBC? Nu l-am pus. Așa, și acum... Am ratat un Hakimi în form.
știu, Pușchin, nu mi-a apărut nimic. Nu cred că... Nu, ori nu ți-a luat-o, n-am primit absolut nimic. Salut, salut la toți băieți. Care e bestia de mâine? Fofana, Fofana la ultimă, o să apară mâine. O să vând Vieira dacă apare. Dacă 99% toată lumea spune că apare. Să vedem. Fofana ala e jale. Valuie, crezi că e ieftin sau scump prețul lui Klaus? Bă, e bun. Nu e nici scump, nici ieftin. E bun. Că tu nu plătești doar pentru Klaus. Plătești pentru Klaus, care e card dinamic. Plătești pentru Green Link-ul, pentru Fofana. Plătești pentru mai multe chestii. Cum o să leg? Nu știu cum o să leg. Mă mai gândesc până mâine. Nu știu dacă pot să leg, dar mai contează? Am dat cu mulți, habar n-am. Stai liniștit că dacă nu mi-apare mie, înseamnă că nu ți-a luat nici ție bani. Nu există să-ți ia bani. Nu știu ce ai făcut, ce n-ai făcut, dar... Am 7-0, mă, de ieri. Așa. Ai, 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 ai. Băi, vă roagă fratele vostru, mamă, cât suntem pe live, 550 de persoane. Hai să facem și noi 400 de like-uri ca să începem meciurile. Să mor dacă mă ating de el pentru Klaus ăsta, că știu că vreți să-l vedeți în acțiune. Se vede urât. Aproape 600 de oameni și nu avem 400 de like-uri. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Vierai mai bun ca Fofana? Dar nu se calculează așa. Se calculează cardurile în raport calitate-preț. Nu se calculează care e mai bun. Ca așa logic că e mai bun Vieira. Dar Vieira e 3 milioane, Fofana o să fie 800.000. Dacă Vieira, să zicem că e de nota 10 și Fofana e de nota 8, merită să joci Fofana în comparație cu Vieira. Să salvezi un milion, să salvezi aproape 2 milioane de coins. Înțeles? Nu așa se capse ia la carduri. Care e mai bun? Logică, Vieira e cel mai bun din joc. În 2-1, nu știu, eu zic că l-am luat. L-am luat cu 2.8. Cam așa o să fie 800 un milion. La început pe hype, după o zi, două, mai scade 200 de care, depinde când îl iei. O fi mai bun ca Renato? Habar n-am, nu știu. Bă, prima oară hai să vedem, stai să apară mâine. Să-i vedem stats-urile, să vedem cum o fi in game. Priviți partea bună că e tradable și dacă nu-ți place îl vinzi. Și na. Da, l-am văzut pe Zacharia. Băieți, hai să facem și noi 400 de like-uri. Mamă, câte tipuri am. Deci am așa, am card gold în echipă. Am inform, am Champions League ăsta Marquinhos, am numero sub de la Militao. Am headliner, am cardul ăsta lui Jesus, Icon și am cardul ăla lui Fabinho și cardul lui Nkunku. Am 9 versiuni de carduri în echipă, mă. Deci oficial e curcubeu. Am 9 variante de carduri, n-am avut în viața mea atât de multe carduri. A, uite, acum a apărut, uite, acum a apărut. Uite, uite, acum a apărut. E cu media. Pușchi, donație de 10 euro, practic, cred că s-a pierdut pe traseu. Salut, Valuie, am 215.000 de coin, să strâng sau să schimb ceva la echipa asta? Uite, acum ne uităm. Să trăiești, Pușchi, mersi frumos pentru donație și apreciez că ai donat mai mult decât trebuia pentru review-uri, ba chiar dublu. Să trăiești, Pușchi, mulțumesc frumos. Ia să ne uităm peste echipă. Asta e că e cu media, cred. Dar nu cred că e acceptat-o.
Am un Rolex prezidențial, îl dau jos când mă bat. Stau în atac, zici că sunt atât tare. La ce bancomat să mă mai duc când eu-s bancomat? Acum 5 ani fugeam de gardă într-un Opel gri. Încasam banii pe lună, acum încasez la... Și eu ascult Blanco, fără mișto. Îmi place aia freestyle când e el la studio. E forță melodia. Ia să vedem echipa. Ia să vedem buget 215.000 de coins. Deja mi-e rău, Lineker. Cornet, Varan, Koundé, Cafu, Van der Sar, Blanc, Fekir, Ronaldo, Alessandrin, Nkunku. 3 cu 4. Untradeable ăsta. Bă, sincer, de 200.000 la cât ai... Deci, hai să luăm individual. Aici n-ai ce să pui. Aici... În locul lui Varan, să zic... Dar nu văd ce, ăsta e untradeable, n-ai cum, aici n-ai cum, aici n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Ai toată echipa untradeable, doar Varana e tradeable? Regula de bază când schimbe un jucător la echipă este să pui ceva mult mai bun ca el. Adică tu, de exemplu, dacă scoți un Lineker, da? Un card de 195.000 de coins, tu trebuie să pui un card de minim 3-400.000. N-are sens să dai afară un card untradeable de 200.000 și să pui alt card de 200.000, îți dai seama. Deci, din păcate, ai prea puțin coins și doar Varan untradeable. Are buget 215.000. Deci, din păcate, doar la Varan momentan ai putea să umbli, pentru că echipa e destul de bună, sincer. Iar la Varan... Stai să mă gândesc la Varan... Dacă pui Marquinhos, nu mai face, nu mai stă Cornet în 10. Ai putea Gomez, bravo. Bravo, Gomez ultim. Varianta cu... Asta. Varianta asta. Să știi că e mai bună ca asta. Doar Gomez ăsta ultimul. Atâta. Iei banii de pe Varan. 50.000 cu 215 faci 270.000 și diferența trebuie să mai pui tu. A, dar nu merge. Stai așa că nu merge cu Gomez. Nu merge cu Gomez. Nici cu Rudiger nu merge, că e toată echipa untradeable. Da. Marțial, păi vezi că Marțial ăla, bro, tu nu ești sănătos. Marțial ăsta e 700.000. Care e scris aberația asta în păceat? Robert Francisc Santa. Marțial e 700.000, bro. Ah, switch Lineker cu gata. Merge, bravo. Cine a zis asta, respect, creier level 99. Respect. Uite, e bună ideea asta, nici eu n-am văzut-o. Îi faci switch lui Blanco Lineker și stă Gomez în 10. Adică toată echipa în 10. E bună rău asta, da. Cam asta ai putea să faci la echipă. Van Dijk nu-ți recomandă la ultimul că e flent. E lent și îți face nervi. Te enervează. Tu ai scris? Cu ăsta ce facem? Care e Eusebi? Ești nebun? Da, zice bine și Alex Barbu. Bă, dar cred că e mai bun. Că primesc nerf cardurile, mă, în timp. Cardurile primesc nerf. Uite-te la Fekir, frate. Fekir ăsta, când l-am făcut... Fekir era super bun la început. Și a primit două upgrade-uri și din ce în ce mai slab.
Doamne Iisus. Am dat-o pe sus, mă. Nu s-a rezolvat cu cornerul. Uai, ce frumos! Let's go! Părere Klaus, stai că e prea devreme. I-am și uitat că am Klaus. Dacă mă crezi, am uitat că l-am în echipă, nici nu știu unde e. Susie. Ăsta atacă doar jos, pe partea lui Teo. Uite, Klaus, ăsta e. A pus el pauză, mă. Ce de vreo săptămână? Dar voi ați văzut ceva ciudat la adversarul ăsta? Ați văzut că folosește foarte mult dribbling-ul ăla din Pro Club? Nu știu cum se numește. Precision, dribbling. Se mișcă foarte mult cu alea apăsat, cu L2 și... Nu știu, are un stil ciudat, rău de tot. Nu știu dacă ați băgat de seamă. Se mișcă așa, cu mingea, altfel față de alți jucători. Ăla e dribbling din Pro Club. Marius, mă, a donat 5 euro imediat cu mare drag. Mersi frumos, te ajută fratele tău.
Cu mare drag, Marius. Stai să termin și-ți face fratele tău review. Mersi frumos. Ce mă, Vieira face Ronaldo Chop, mă? Ah, ce... Am șutat din prima. Păi și ce mi-a făcut aia? Eagle Istanbul. Dar de ce o fi pus pauză minutul 30? Ce face un jucător de obicei când... Ce schimbă un jucător? Eu n-am pus niciodată. Când pui pauză minutul 20 sau minutul 30 și schimbi ceva la echipă, ce schimbi? Eu nu înțeleg. Creierul, ce dracu schimbi? Că văd că decentra știi să centrezi. Yeah. Uite ce șut, mă. Chiar că golul jucătorilor adevărați, chiar că n-am mai zis nimic. Thank you.
Doamne, ce prost e Vieira cu aia. Doamne ferească, mă, ce terminat e Vieira. Doamne Iisus. Mamă, și ăsta e panicat tot, e fiert. Uite, mă, finesc pe verde, mă. Și el a dat cu Salah fără verde și mi-a dat gol, mă. Doamne, s-a lovit mingea de el, mă, că nu-i posibil. El a crezut că e offside aici, dar nu era. Mamă, ce soartă are. E slab rău Fekir, mă. Foarte slab Fekir. Păi, dacă îl va posta, avem toate șansele. Dacă încep cu înfrângere... Hai mă, lasă-mă că am accelerat-o la maxim. Era și 40 când am început faza.
Aici s-a văzut nivelul. Bă, tot el dă cu capul, mă, a dat la el în careu, a dat aici. Fekir, da bine ăsta, ultimul gol. E terminat ăsta, mai panicat tot, e fiert, ești nebun. Se vede după cum se mișcă pe teren că e... Dacă ar veni Dumnezeu și ar avea o... iar zice să-și pună dorință și ți-ar zice, nu? Vreau să ajung la penalte din minutul 0, să nu joc deloc. Ăsta e, se vede pe el, e de la fricos. Pe românește Zlăban. Și după aia am dat pasa aia eu. Hai mă, și eu o specială, mă. Și dă-i cu cap aici și dau gol. Aia zic. Că-s prea creier, ești nebun. Știam dinainte. Dacă dau cu cap acolo, e gol. Let's go. Asta FIFA-ul ăsta, știi cum e FIFA-ul ăsta? FIFA-ul ăsta știi cum e? E ca o lecție de la școală. Am început să-l învăț pe de rost, mă jur. Deci FIFA-ul ăsta e ca o lecție, ești nebun? Bă, crede-mă, nu-i niciun skill, Senzorica, nu-i niciun skill. Pur și simplu îl înveți pe de rost ca pe un joc pe... Nu-i corect, gen. Știam dinainte, dacă dai cu capul când ajungi acolo, dai și gol. Deci îl înveți pe de rost, ești nebun? Și eu dacă fac penalti aici, ce are? Se supără cineva? Că e minutul 112. Eu și apăr ca să-l bag la nebun să-și dea uninstall și la FIFA și la viață și respect în damă. Se uită în stânga, dă în stânga că-i nob. Și a plecat trou, s-a dat trou la meci. Ieși acasă, ești nebun, botobăst, ești. Ieși acasă. Ieși acasă cu Andone, cu ea. Ieși acasă. Da, Mirhan merită. Ia să vedem la echipa lui Marius. Mai ești pe live, Marius? De ce e bugetul 1.200.000? O părere și ce schimb la echipa? Ia să vedem. Davis, Niakate, ia să vedem ce înălțime are ăsta. 1.90. Bun. Coza asta nu-mi place, Cafu, Aouar, Kante, Nkunku, 3 CM-uri, joacă gen formația de-asta de-a mea. Bamba, Neymar, Gelson, Martins.
Neymar, vezi că bă, așa joci Neymar în chemistry 5? Bamba, Niakate și Magnan în tradable. Bamba, Niakate și Magnan. În rest, toți sunt untradeable. Păi de ce nu le-ai pus Brod din ăsta? Ei, ți-au o secundă. Deci doar ăștia trei sunt tradable? Și cum joci tu Neymar? În 5 chemistry? Cine face verde cu Neymar în afară de Mbappe? Și de ce chiar că, dar de ce nu joci așa? Stai puțin. Dar de ce nu joci așa? What the fuck? Ăsta-l vinzi? Ai 1.200.000 cu 100.000? Dar de ce nu joci așa? Ești nebun? Bă, asta e gen... Și toată echipa e perfectă. Și Nkunku stă în 10 de la Niakate. Doamne, păi asta era puzzle. Asta, dacă asta ar fi fost un puzzle, era un puzzle de level 1, ești nebun. Și toată echipa e bombă. Nu-mi zice că n-ai văzut asta, brodere Marius. Era super easy. Toată echipa e în full chemistry și e bombă așa. Stecky, donație 5 euro, e Footbin, un review și dacă ar fi să schimb ceva, să am amânez la 200 de cash dacă poți pentru rog o tactică bună. Imediat ne uităm. Un Gwendozi, te pup Stecky, mersi de donație. Zice Marius, sunt cel care a donat, care e cu mâmâm pe chat, un Gwendozi în loc de Awar. Da, și nu. Da, și nu, da. Nu știu ce să zic. Știi, cred că știi ce aș face eu? Eu mai degrabă aș pune în loc de Kante. Da, bine, ăsta e mai scump, dar... Eu mai degrabă aș juca așa. Cred că l-aș scoate pe Kante mai degrabă, sincer. Dar nu, că după aia nu mai e niciun CDM. Nu, după aia nu mai e niciun CDM. Nu, mai bine chiar că mai bine dai upgrade la CB, dar ce upgrade la CB? Niakate nu poți să te atingi de el din două motive. E și foarte bun și îi face și verde lui Nkunku. La Koza... Ai și David ăla? Da, dar n-ai ce să faci cu el momentan. Ba da, mi-au zis multe persoane, dar trebuie să dezactivez eu, Vlad. Varane, nu. Marquinhos nu poate. A, ba, poate Marquinhos. Nu poate Marquinhos. Că trebuie... Upamecanul nu e așa bun. Da, așa poate. Da, bro, mai bine rămâi cu Aouar și strângi de Marquinhos ăsta ultimul. Ia să vedem la Stecky. Buget 200.000 și așa cu tactică. Stai să vedem. Hernandez, Upamecano, Varane, Trent. Aoleu, ăsta e varianta slabă, bro. Te pup și eu, Marius, să trăiești. Ăsta nu-i bun deloc, dar deloc. Silva asta, vai de capul lui.
Eduardo, chestia e ok, Zaha ok, ăsta merge, e bunicel pentru echipa asta, Mahrez e ok pentru echipa asta. Ăștia doi sunt extrem, extrem, extrem de slabi. Și are buget doar 200.000. Dar ce formație joci, Stecky? Scrie-mi pe chat, ce formație joci în minutul 1? Cancelul ăsta e forță. Cred că e mai bun ca Arnold. Stai să vedem la preț. Ăsta e 255 și Trent ăla cu viteză. Trent ăsta cu viteză. Așa. Joci 4-1-2-1-2. Deci îți mai trebuie un CM. Ăsta... Chestie, Tebo. Și mai trebuie un CM. N-are bani de cante. Ăsta are 200.000. Ăsta e mai bine, bro, mai bine. Bro, mai bine joci așa. Walker ăsta e mai bun ca Trent al tău. Știu că nu o să-ți vine să crezi. Ca să-ți rămână banii să pui un CM ca lumea. Da, Andrei Stoian, merit. Unie ca la ultimul. Și altceva. No, mai scump, ceva mai scump, ceva mai scump. Ceva mai scump. Ăsta era mișto, bro. Uite așa era mișto să faci. Să faci SBC, uite așa, bro, dacă poți. Poți să mai... Mamă, uite așa era mișto. Yeah. Poți să mai faci rost de 70.000 și să faci SBC-ul ăsta gratis? Cu ce ai în club să faci SBC-ul ăsta? Cante-i 200.000. Da. 195, da. A, nu-i stătea Mahrez, ok. Cante că e mai ieftin, da. Cante e exact în banii lui. Și stă și Mahrez. Vezi, Stecky, dar bine, vezi că în varianta aia nu stă ăsta. Sau așa. Sau poți așa. Uite, Cante cu Klaus, poți așa. Cante și Klaus SBC. Și după aia când mai faci coins, faci Fofana. Și după aia vezi tu cum o jucăm cu Mahrez. Fred ăsta nu-mi place, l-am avut eu și nu e bun deloc Fred ăla. Adică nu că nu-i bun deloc, nu e, nu știu, nu mi-a plăcut deloc. Dublă Vinicius. Upgrade, o să ia upgrade. Păi da, stai mă că trebuie să iai inform. Păi dă inform dacă a dat doar o dublă și atâta? Nu cred. Dacă îi dă inform, o să fie cardul ăla... Ce să mai verificăm? Mai a plâns. Ultima oară era... Cât era ultima oară? 1.800.000 sau cât era? Dar nu cred că ia inform 100%. Nu cred că ia inform la dublă. Păi l-a fundat și altceva. Nu cred că îi dă inform, mă. Yeah. Ronaldo n-a dat, a dat gol, asist de gol, două goluri, asist și n-a luat.
să moară Ceampă, casă, era cel mai tare gol din istoria FIFA asta. Bă, voi ați văzut că puteam să-i dau lob acolo? Mamă, îl distrugeam, ești nebun. Mamă, dar ce-i facul ăsta, ești de animal, mă? Mamă, l-am dat cu toate alea în sus. I-am făcut eu. Înainte să moară Michael Jackson, m-a sunat pe mine și a spus așa: ram pa 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 pa. Imediat, Beto. Te pup, frate, mersi frumos de donație, Beto. Să trăiești. Să trăiești, Beto. Te pup, 5 euro, review la echipă, buget 650.000. Gata, frate, după meci te ajută, fratele tău, mersi mult. Siktir, ce pasă dăduse în băciat, bă, bombă rău, bombă pasa pe Mbappe, bombă rău, de tot mi-a plăcut și mie și foarte rar. Și mi-am... Ce pasă, bă, nu se poate, bă. A ajuns Vinicius de la 1.8 la 2.2, pe era normal, da. Era mișto să-l iei, să te uiți la meci și să-l iei exact când a dat al doilea gol, să-l iei la 1.8 și să-l dai la 2.2.
Ce noroc are ăsta. Salut, doar Mihai. Dacă mai dă un gol, ia 100%, da. Acum nu știu cât la sută. Cât ziceți voi la sută că e acum în formă? Eu zic că 60%. Nu cred că îi dă, că i-au scos prea multe carduri. Dacă face hat-trick, e GG. Salut, Mariane. Eu cred că da, Polar. Da, mă. Da, mă. Hai, mă, fă flic-flacul ăla. Nu facem nimic. Ce mă bucur că i-a ratat. Ce mă bucur, Doamne. Ia Salah, ia-ți Salah, luați-vă Salah cu drept. Aha. Ia Salah în echipă, ia, că-i forță. Mamă, și Vieira al meu mai prost. Mută portarul, mută-l, vărule. Mută-l, vărule, că eu am probleme cu vederea. Eu nu văd călmuți, ești nebun. Eu trăiește copac, ești nebun. Mută mutația și maneta care ții. De pleb. Ai, mă, nu cred, mă. Nu dă rege ăsta, că e de la de se uită pe YouTube, 100%. Ăsta e de la de se uită la multe din alea cu How to become better. Ăștia nu dau rage quit. How to make skill moves with elastic on the manet. De-aia de suferă de aici, știi ce zic? Ăștia nu dau rage. Ăștia când închide ochii și imaginează cum e să fii pe scena de la Global Series. De ăla, de pe viață și pe moarte, și nebun. Frână, băi, pârci. Da, Teohilios, drop back on defense, ăla joc. Ăla joc, ăla. Dar cum ți-ai dat seama că joc drop back on defense? Ăla joc.
drop back on defense și cu toată echipa pe stay back. Dacă n-ai șutat, trească ție, ai tocit ăla după manetă. Ce elegant. Și acum te-am panihilat, ești nebun, și-ți fac și braziliana. Că ești pleb. Și când ești pleb, îți meriți soartă. Când ești pleb, îți meriți soarta, chat. Când ești pleb, îți meriți soarta. Ia Mbappe, vă rog. Yeah. Scorpion kick. Da, mă! Da, mă! Da, mă! Da! Primul Scorpion kick. Let's go, boys! Let's go! Da, mă! Let's go! Alea. Nu-mi dă. Salută TikTok-ul. Nu, David, momentan sunt pe hol cu contractul cu ei. Mamă, 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 ce gol i-am dat. Oh, Doamne. Ia să vedem la Beto. Buget 650, 4, 3, 2, 1. Așa. Și hai să vedem acum cum o jucăm. Ăsta e un tradeable. Ziceți-mi o cifră așa estimativ, cât are buget din ăștia, ca să nu iau la rând. Deci el avea 650. 900 total. Citește descrierea, Wonder, dacă te încadrezi, da. Deci 4 cu 1.4. 1.4, să zic, plus minus. Ok, Alberto Amirei. Yeah. E ok cu tine dacă îl faci pe Davis ăsta? Sau ți-l pun pe ăsta? Rămâne la decizia ta. Ți-aș recomanda să-l faci pe ăla, că e foarte bun. Ba chiar e printre cele mai bune din joc, dar ca idee. Îmi trebuie un fundaj bun aici, dar nu Upamecano, că nu-mi place. Nu mi se pare așa de bun. Cred că la Klosterman, ăla ultimul. Ăsta e destul de solid.
E prea scump, ok. Bun. Sau Niacate, bravo. Mamă, bombă Niacate ăla. Bombă, bombă, bombă Niacate, bombă. Bombă Niacate. Ok. Și în poartă Loris sau Lafont. Loris sau Lafont în poartă. Bombă până aici. Sau Semedo, dar n-aș da. Semedo, Walker. Ce vrea el? Mike Nan. Oh, e prea scump Mike Nan ăsta, mă, 80 de K. În fine, cam scump. Bun, deci joacă sistemul exact ăsta de-l joc eu. Are striker, trebuie două bench și încă două CM-uri. Ar fi Dembele, care e cel mai bun card din joc la banii ăștia. Dembele. Da, Wander, cum? Dar ne-am cam dus în bani, bă. Ne-am cam dus în bani, are 1.4 total. Nu. Portarul e irrelevant, așa. Yeah. No, că nu stă Goresca. Ce combo să pun aici? Păi nu merge, dacă pui Vinicius. Ce Vinicius să pui, mă, frate? Că ăsta e slab, ăștia sunt slab, Vinicius slab. E... sunt morți aia, n-au nicio treabă cu shoot 70. Și problema e că nu stă Ronaldo. Nu stă Ronaldo fără Semedo și nu stă Goresca. Deci trebuie neapărat aici, odată. Nu, stai. Stai puțin, lăsați-mă o secundă, lăsați-mă o secundă. Klosterman. Ia, cate. Nu stă Goresca. Ca să stai Ronaldo să poți să pui orice, să nu mai pui. Diaby are 2 UFUT. Asta are 2 UFUT, nu? Așa stau... pentru tine. Așa stau toți. Așa stau toți, da. Și are o singură problemă, între ghilimele, îi mai rămân 100 de K. Deci, ca și buget, ne-am încadrat la perfect, cu chemistry style-uri, cu shadow-uri, exact banii lui. Deci ne-am încadrat la fix. O singură problemă are. Că are Diaby 2 UFUT. A zis 4-3-2-1 Liviu Bărbieru. Stai acolo, că știu eu ce a zis. Nu știu să-mi fac treaba, nu-i problemă. 4-3-2-1, CM, 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 striker, bandă, bandă. O singură problemă e că are Diaby ăsta 2 UFUT. Mai bine pui, da, bravo, mai bine pui Davis ăla bunul. Mai bine pui Davis ăla mai bun. Dar bine, nici ăsta. Sincer, eu dintre gold și ăsta a jucat goldul. Eu a jucat goldul. Deci, bă, la Davis e ori ăsta, ori SBC-ul. Ăsta nu l-a jucat. N-a jucat ăla. Nu e slab, frate, în cuncul ăsta, că pentru echipă de 1.300.000 de coins nu e slab deloc. Singurul care, să zici așa, ar fi De Jong. Singurul care ar fi De Jong, într-adevăr. Dacă iei Bamba, nu mai stă... Ia.
Bamba. Nu mai stă nici în cum cu nici ăsta, mă. Sane are și ăsta. Wakefoot 1. Wakefoot 2. Ce naiba am ce sunt carduri de-astea, mă, ați nebunit? Wakefoot 1. Coman e scumpă la ultimul, e scump, e scump. Nu, ar fi Bamba, e foarte, foarte bun Bamba. Și dacă pui Alessandrini Striker, care e foarte, foarte bun, asta înseamnă că îi face upgrade la Nkunku și îl joci out of chemistry, dar joci varianta asta mai bună și merită. Joci Nkunku out of chemistry. Și mai trebuie un CM. CM pe Franța. Da, Ronaldo e tradable. Savanier. Aoleu, dar nu stau ăștia, mă. Nu stă Goresca, mă. Upamecano să stea Goresca. Upamecano. Upamecano second in form. Să stea Goresca. Te pup, Spooky. Păi lasă-mi link-ul, bradere. Să trăiești, lasă-mi link-ul și te ajută, fratele tău. George Alex, donație de 5 euro. 4, 3, 2, 1, minutul 1, buget 500.000 dacă poți și ai timp. Cu mare drag, frate. Păi și pe dreapta n-ai pe cine, că Gelson a expirat. Trebuie... A! Nkunku, dar acum Nkunku... Nu mai merge. Nu e, că trebuie CM, CM. Nu, nu, nu merge să pui David, că ai prea mulți. Trebuie CM, CM aici. Deci nu merge asta, nu... Kimmich ăsta ultimul, care are accelerație 81, deși nu sunt mare fan Kimmich. Pe cine pui pe dreapta, mă? Gelson, SBC, Drușc. Pe cine pui aici, pe dreapta? Asta e problema. Nu, no, Cocea. Na, ai doar Dembele. Ai doar Dembele care e ca lumea. Dembele. A, De Jong are și card din formă. Aaa, are și card din formă De Jong, da. Dar e mică diferența. E foarte mică diferența la De Jong. Ah.
Da, asta e bun, are 4 cu 4, așa. Rodrigo. Da, Juma. Patru cu patru, bun asta. 95 viteză. E scump Valverde, mă. Benzema în formă. Îi trebuie CM-uri, bă, băieți. Îi trebuie CM-uri, mă. Asta nu e, că n-ai cum să legi. Dembele răbuși de om să tu. Un brazilian. Fred. Bamba. David. Păi și ce Renato? Gold. Dembele. De Jong. Kimmich. Păi dar nu o să stea David. Nu, ăsta trebuie aici. Danjuma aici. Cristiano Ronaldo aici. Așa. Și Kimmich. Kimmich ăsta ultimul și De Jong gold. Așa. Și are un CM, 2 CM, 3 CM și 3 ofensive, că joacă formația pe care o joc eu. Te pup, băi Beto. Ia să vedem mai departe. ...4-3-2-1, aceeași formație, minutul 1, 500 de mii. Două secunde, mă duc până la toaletă și revin și facem. Ia să vedem. 500 de mii buget. 4, 3, 2, 1. Henry, Ronaldo, untradeable, Mahrez, Nkunku. Toți sunt untradeable. A dat Klaus pasă de gol? Da, spuche, am citit de prima oară. Ai răbdare puțin. Le iau și eu în ordine, spuche. Da, noi dăm la pasă de gol, nu-i dăm viața lui. Aici să zici că pui cât are buget, 500 de mii. Ia KT ăsta ultimul.
care costă 160. Franța. Dacă pui ăsta sus, Gerson SBCTO Junghiu. Upgrade la Nkunku. Păi, ce upgrade la Nkunku? Ce upgrade să faci la Nkunku? SBC, SBC. Ăsta n-ai cum să legi. N-ai ce upgrade la Nkunku. Să bagi sou ăsta. Ăsta e mai bun ca, ăsta e mai bun ca Nkunku, dar vezi că nu stă cu mătru. Nu mai stă nici So, nici Fekir. Păi nu poți, Mumoc, să pui, m-am gândit eu la asta, să pui Nkunku ăla pe râbă. M-am gândit, dar nu merge. Că nu stă, nu mai stă Ronaldo. Nu știu, cum, ziceți până la capăt, ăștia care a spus asta cu Nkunku pe RF. Continuați toată ideea, că așa am zis Nkunku pe RF. Și acum vin eu și te întreb, păi Ronaldo, păi So, păi ăștia și... Zici toată propoziția. Da, cu strabismul ce faci? Ce să fac acum? Îi ratez gaura lui doamna Măta. Din greșeală, acum e bag invers de la strabism. Dacă ți-o cauți, ce să-ți fac? Am avut și life clean. N-am mai zis o înjurătură de 8 luni. Mă jur pe cea mai scumpă. Dacă am mai înjurat în ultimele 8 luni, n-am mai zis o înjurătură, dar... Uite, pe data de 8 ianuarie s-a dus. Mamă, nu știu ce să fac la echipa asta. Dar Mahrez ăsta, care-i treaba cu el? Hmm. 4-5-1. A, e bună asta, da. Da, e bună asta. Asta e să vedem pe 4-5-1 cu Dembele. A, păi și lui Ronaldo ce-i faci, mă, lui Ronaldo? Bă, problema e Ronaldo în echipa asta, mă. De-aia el avea sistemul ăsta 4-3-2-1, ai înțeles? Ronaldo nu stă în echipa asta cu nimeni. Deci n-ai cum, ca să joci Ronaldo trebuie să joci asta 4-3-2-1 și să-l izolezi. Altfel n-ai cum. De asta avea el Mahrez. E untradeable. Nu poți, bro, să dai afară Cristiano Ronaldo să pui Alessandrini. Cu 89. Păi e 650.000. Crezi că faci bani George Alex de Nkunku la ultimul? Bro, să-ți spun sincer, hai ca să nu mă lungesc, că mă lungesc și fur curent aiurea.
Deci ca să spun sincer, George Alex, nu doar că ai toată echipa untradeable, sunt și slabi. Ăsta e slab, Ronaldo la limită, ăsta e slab. Iar bugetul tău, tu ca să schimbi Ronaldo trebuie să pui cardă minim 700.000 de coins să dai afară Ronaldo. Ari ăsta la fel. N-ai ce să le faci. Fred, să pui Fred în 4-5-1? N-ai că nu stă Fekir. Bine, pe Fekir poți să-l dai afară la o adică. Pe Fekir îl dai afară la o adică, că și așa e vai de capul lui. Și îți mai trebuie un CM în situația asta. Dar nu stă Mahrez. Știi cine era bomba aici? Îți spun eu cum era bomba. Să n-ai Bruno în loc de Fekir. Nu, mă, nu. Că nu stă Mahrez. Păi nu stă Mahrez cu Kant. Ce buget are? Păi din poziția asta mai are 250.000. Ben... Ah, da, bă, da. Este BC ăsta, da. Nu mergi. Nu mai stau oar. Dar să pui Kante, da, uite, l-ai făcut degeaba. Pui Kante și pui... Să pui Atal. Doar așa. Donație de la Oprea, 5 euroi. Deci înjurătura aia a fost genială. Râd. Te pup, băi Oprea, mersi frumos. Stai că-i cu media. Te pup, băi Oprea, mersi frumos pentru donație, respect. Respect. Bă, Kevin De Bruyne nu-mi place mie. Nu-mi place. Poți să pui. Poți să-l joci. Dacă îți place, poți să-l joci. Poți să-l joci cu Klaus ăsta în continuare. Poți să-l joci. Dar nu mai sta oar. Anyway. Yeah. Anyway. E complicată treaba cu Ronaldo ăla că e untradeable. Și mai poți să faci, uite, zice Alin 18, că mai poți să pui Cam Fekir, rămâi Dembele. Cam Fekir și rămâi Dembele, dar nu-i ajung banii, bro. Ce spui tu aici, ai mai trebuiesc? Unde mai pui că... Uite așa. Cred că-i ajung banii așa. Da, e bună și asta, da. Da, Alexandru Popescu, e bună și asta, cum ați zis voi. Dar nu stă Ronaldo. Nu-i stă Ronaldo așa. Nu-i stă Ronaldo, bă. Trebuie, știi cum trebuie? Fii atent cum trebuie. Ăsta dat afară. Pui Fred, fii atent, pui Fred. Pui cum cu ăsta în bandă. Care-i bombă. Și acum...
Ai așa, un CM, 2 CM, 3 CM și ăștia 3 aici. Și aici rămâne pe rămâne să joci de să pui aici ce car vrei tu în locul lui Fekir pe viitor. Și toată echipa, a, dar nu stă nici Fred. Nu stau ăștia doi, mă. Pa fi SBC Fofana, nu. Nkunku a dat gol și două pase de gol primește în formă, auzi. Nu, mă, cel mai bine așa e și stă toată echipa. Cel mai bine așa e, mă, n-ai, mă, uite, așa e cel mai bine și stă toată echipa. În afară de Nkunku. N-ai, mă, ce să-i faci. Sau Kante, da. Și stau toți acum. Și ai un CM, 2 CM, mai trebuie un CM, bă. A, dar nu stă Ronaldo acum. Da, mă, trebuie Ronaldo afară, mă. Trebuie să scap de Ronaldo și poți să pui pe cine vrea muși pe tău. Trebuie să scap de Ronaldo. 4-3-2-1 schimbă... Ia stai să vedem ce a zis. Ultima, numai, că deja mă predau. Deci a zis așa, 4... Pune Kante cu sopă dreapta. Stai, Kante cu sopă dreapta, ia. Păi da, dar nu stă... Nu, că nu stă So și nu stă Ronaldo în continuare. Trebuie Alessandrini, mă. Trebuie Alessandrini în locul lui Ronaldo, n-ai aici. Păi pe stânga l-am pus, dacă mi-am dat seama că ai greșit, dar tot nu stă. N-ai ce să faci. Mi-a dus viața la urină cu Ronaldo ăla untradeable. A, stai cât sunt la Spooky. Ma, stai așa puțin, că avem încă o serie. Poate avem noroc de o echipă mai normală. Buget 500.000, 4-3-2-1. Pires e de foame pus și am pus Atal. În stilul ăsta oprea niciun. Ia să vedem, 500.000. Fernandez, Nkunku, Poza, Marquinhos și Atal, Bamba, Bonzanza, asta ce mai...
Neymar. Dar de ce ai făcut SBC-ul ăsta? What the fuck? Vreau și un card care face verde cu Neymar în afară de Mbappé. Dacă se poate să fie francez. Apele, mă. Apele, mă, stai. Stai, mă, puțin. Mai trebuie două CM-uri, mă. Două CM-uri, băieți. Două CM-uri. Două CM-uri în buget de... Am buget de 5-600 de mii. Două CM-uri. Două CM-uri. Guendouzi odată e foarte bun. Perfect. Dar nu prea e perfect că nu stai în Kunku. Acum stai în Kunku, dar nu mai stă... Cum îi fac verdelu? Aoar nu-l are. Ar fi bombă. Spooky, poți să faci vreo șustă să pui Renato? Vlad a donat de euro, salut. Dacă poți, vreau și o echipă cu Campbell, Aoar 500 de K, Aoar, Campbell, Untradeable. Băi, mersi frumos pentru donație, Vlad, dar am să te rog să citești descrierea, frățiorul meu. Mersi de subscribe, yeah. Băieți. Ice Heart, Ice Hero, Adrian, vă pup, băieți, bine ați venit. Savanie, că n-are bani de ăla. Savanie, că n-are bani de ăla, ești nebun. N-are bani de ăla. Da, dar nu stă în Kunku, mă. Ți-am pus mai ieftin Aki Spooky, da. Dar nu stă în Kunku, mută în Kunku. Aaa, gata, mă, gata. Gata, toată echipa e full. 1CM, 2CM, 3CM. Bandă striker în cazul tău aici. LB, CB, CB, RB. Neymar în 10, nu e în 8. Neymar în 10. Păi nu, n-ai de ce să scoți Pires. N-ai de ce să scoți Pires. Scoate Marchinio și pune ăla, Niakate. Păi da, da. Aha, așa. Și portar din Franța, da. Magnan la font. Da, și rămâne să faci coin și să trântești un Messi pe acolo. Să trăiești, Vlad, te pupă, fratele. Mersi frumos. Și diat aici pe viitor. Diat acolo pe viitor. Te pup, băi, Vlad, mersi frumos. Cu Campbell, yeah. Aoar, 500 de Aoar și Campbell untradeable. De 500 de K, te pup, băi, Spooky. 500 de K. Hmm.
Ia, Cate e cu mult peste Coza. Coza mie nu-mi place deloc. Nu-mi plac CB-urile cu 1,78 m. David, începem cu David, nu? Că e best. Bamba. Opa. Are 500.000 buget. Hakimi, Marquinhos. 500.000, urmăriți bugetul. Așa. Dembele Gold, că încă își face treaba. Dembele Gold, că încă își face treaba. Dar ce sistem joci? Brother, scriem repede sistemul pe chat. Scriem ce sistem joci pe chat. Teo Hernandez, păi nu poți să mai pui Teo Hernandez, că dacă faci așa nu mai stă Dembele, dacă vrei să stea Teo. Hai că o vedem aici cum e. Claude Maurice ăla. O, e forță asta. Cred că merg pe varianta asta cu mai multă defensivă. Amavi că e forță. Bun. 4-4-2 Vlad. Deci mai, deci are deja două CM-uri. Mai trebuie un striker. Bă, mai trebuie un striker. Bine, sau bandă. Dacă Dembele... Nu mai trebuie un striker. Joc, am citit, Vlad, am citit. Aia fire e mai bună? Ok. Mai trebuie un striker. Davis că e mai exotic. Păi cum să pună Davis? Eu nu pot să pună Davis. Mai trebuie un striker, dar nu Ben Yedder Gold. Auar muta pe dreapta. Și Eduardo SBC. Dar cum se scrie Eduardo? Ah, Alessandrini, mă. Alessandrini că e forță. Și aia e. Și aia e echipa. Alessandrini chiar e foarte, foarte, foarte bun. Și e mult mai bine decât să blochezi banii în Eduardo, părerea mea. Portar ce vrea el. E irrelevant portar. Sau Diata în locul lui Dembele. Uite, zice Mario. E bună asta, da. Diata în locul lui Dembele. Și Davis că e canadian. Bravo. Și poți să pui Davis gol că e canadian și lovește în CM-ul ăla. Te pup, Mourinho. E ok, da, e bun. Mama, am eu soarta asta în viața mea. Ăsta o să iasă la 0-0, nu-și dau autogol, că n-am eu soarta asta, eu sunt prea ghinionist. Să fiu sigur că poate, mamă, poate nu-și dădea autogol, nu? Am avut noroc. Am avut noroc. Mă mir că nu ai observat că el a donat 2 euro și tu ai făcut echipa. N-a donat 2 euro, fii mai atent la detalii. A donat 2 euro și după aia 3. I-a dat în două tranșe. Fii mai atent la detalii, puiule. E, dacă ratam și ieșea din meci pentru... Cum era să ratez și el să mă pedepsească că am fost obraznic și să iasă din meci fără să-și dea autogol. Shibi a donat 1 euro. Salut, Valuie, te pup, baftă cu live-ul. Să trăiești, Shibi, te pup, brodere. Mersi frumos, mersi mult. Succes și ție. Nu știu câte victorii fac, frate. Obiectivul meu este să fac 16 win-uri, să primesc două pachete cu inform. Asta în cazul în care iese un inform bun, la modul, nu știu, Nkunku, că a dat două goluri sau cine mai... Mamă, ce echipă, ăsta are Neymar roșu, mă? Am 10-0 acum. Might just have enough to get
many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. They're getting stuck in. This is the lineup for the visitors today. Danny De Gea stands between the posts. Rafael Varane plays alongside Marquinhos in central defence. And the story in attack is one of a strike partnership. On the blank. But this is what happens when I'm out of my life. So Mr. Lord, I'm going to go to Fabinho. I'm sorry that I stole your car. Yeah. Superb defensive judgment to end the attack. Uile. E bun Klaus. Dar nu wow. E ok. Cum vrei să fie un car la 70 de K? E ok. Hai cum sar mingele astea. Bafta e bună asta, da. Da, iar. Te pupă-i cu asta. Ce să fac, cum să câștig? Eu cum ar trebui să câștig? Yeah.
Da, mi-a dat gol cu capul cu Jesus, primului gol. Ai, 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 ai. La 5 minute distanță e o bară. După aia iar gol. Câtă soartă să ai, mă, până și la, până la, și la faza asta s-a văzut ce bulan are. Ah, mă îngreșesc ăștia toate astea, mă. Ce vorbești? Ce soartă să ai, mă. Am înțeles cum stă treaba. Gol cu Jesus cu capul, cu Aubameyang cu capul, cu finez de la 30 de metri din unghi imposibil și încă un gol infect cu Jesus. Patru goluri pe care un jucător de nota 6 nici nu ar fi șutat că știa că nu intră. Iar ăsta a șutat, să vadă ce se întâmplă și au intrat toate. Dar tot el va mai încerca și meciul următor. Aceleași șuturi și nu o să mai intre și pe aia intră în depresie. Faci vlog cu Ian? Nu cu Ian, 27 ianuarie. Gen aia e data când plec la munte. V-am anunțat ca să știți. 3 zile. Nu știu pe ce dată, în ce zi pică, dar dacă pică în weekend, nu o să fac live. Nu știu când pică. Faci cu asta. A fost tare asta, faci vlog cu Ian. Nu vrei, 27 ian. De la ianuarie. Mm.
forță pasa asta ultima, nu? A, nu se vede 27-le, a. Bestiale Klaus. Doamne, ce bătaie mi-a tras ăla. 4-0 avem minutul 30. Ai, 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 ferească Dumnezeu. Să bag 2000 pe real. Ai, cotă 2, fac dublu. Cred că da, Tony, nu știu încă. Va juca mă jocul ăla Super People, cum vi se pare? Cine se bagă mâine de are Greenlink cu Klaus? Fofana. Că tot ești pe cea și vezi. Icon pe repetabil. Păi ce icon? Base, mid, nu? Urăsc, dacă bag asta urăsc, sper să nu bagi. E top jocul? M-am jucat câteva meciuri, dar nu mă descurc. Sunt prea multe chestii. Yeah. Nu se bece, bro. Headliner, să-l cumperi. Mid repetabil. Nu prea e combinație cu mid repetabil. Nu că o să fie mai ieftin, dar ai făcut în așa fel încât să te facă să-ți vinzi toată echipa să faci în continuu. Asta e șmecheria. Sper să reușesc să fac 16 victorii. Apare Fofana, Marius. E schemă înainte de tot, exact. O să avem de lucru oprea. Le joci pe toate azi? Nu, mai joc unul. Unul mai joc. Și 8 mâine. Salut Shibi, salut, poți să-l saluți pe vărul meu Octavian, te salutăm, frate. Lucru, nu-l știi pe Lucru? Stă în Birmingham. Lucru e în el. Klaus, merită făcută Klaus? Merită, dacă ai grijă de ea. Ana, stați mă.
Mamă, ce se întâmplă? Doamne, ce pas am dat și a plinit pe hârciul ăla. Bun asta.
Hai, mă, Viera, mă! Doamne, Iisus! Hai, mă, că nu cred că mi-ai dat gol așa! Părerea ta, Rafinha e în form sau Sarri în form? Habar n-am, n-am jucat în viața mea cu niciunul din cardurile aia. Doar să zic că băieții păceau, nu știu cum e niciunul. Uite, ți-a răspuns ce că Sar. O părere ce e la Icon? Nu mai știu exact cum se numește. Aia cu picul, parcă. Nu cred! Doamne, am stat special pe pasa aia, mă! Last.
O, la el pe da. Ce zicea Vinicius și Benzema? Vinicius posibil, Benzema nu cred. Știi că nici Vinicius nu are cum. Ah, mă, că nu cred, mă. Hai, bă, câtă soartă aveți! Doamne, nu se poate. I-a sărit Dembele acum de două ori la rând cu capul de lângă doi fundași centrali. Dembele care mi se pare că e unul dintre cei mai slabi jucători la cap din ultimii 19 ani din FIFA. I-a câștigat două la rând pe cap. Pierdut două la rând, nu?
Yeah. Mersi de subscribe, băieți, bine ați venit. George, Ștefan, Iliescu, Eduard, Bogdi, vă pup, boys. Doamne, Iisuse, băi, nu se poate. Hai, sictir, bă, nene, bă, nu poți. Bă, lasă că-mi dai gol. Nu mă deranjează că-mi dai gol. Dar de ce ai șuta, frate, că ești cu spatele la poartă? Nu dă nimeni gol așa. Nu-și dorește nimeni să șuteze, că știe că 9 din 10 sunt ratări. Bă, și șutează, bă, șutează, bă, plebi, bă. Șutează, bă, că n-au ce să facă, bă, și-mi dau gol, bă. Bă, e real cu aia, e real cu aia. Șutează, bă, terminații, bă. Că asta e, bă, când joci cu terminați de ăștia, bă. Că dacă jucam cu unul care era pro player în viața lui, nu știa de acolo și era 0-0. Șutează, bă, șutează, bă, că n-ai ce să le faci, mă. Las-o, dracu. Deja mi s-a luat. Mai pierd unul și îl închid. Frecă-n el. Da, e gata, mi s-a luat.
Ăsta s-a oprit, drawback, a dat de săgeată, când se oprește dă de săgeată și aia e. Ai înțeles? A dat de săgeată și aia e. Trece cu Crive care are 31 strength, ești prost. Bă, 31 are strength, mă! Bă, 31 are strength, mă! 31 are strength, a dărâmat 2 inși, Crive. Doamne! A centrat, mă. Bă, a centrat, bă, cine dracu centrează, bă, că suntem în 2022, a centrat, mă. Bă, a centrat, coaie. A centrat, mă, ești nebun. A centrat, coaie, un terminat, ești nebun, finez de la 20 de metri sau cât dracu erau și centrare, ești nebun, ăștia, astea sunt luzurile. Astea sunt luzurile, ești nebun, jucător de 6 victorii, ești nebun, mi-a centrat, coaie. N-ai, mă, ce să mai bați, ești nebun, pot să mă joc până mâine. De la 11 cu 0 fac 11 cu 3. Dar ce mă bucur că fac 11 cu 3 ca să nu mai joc, să nu mai enervez. Easy. L-am închis și mai îl deschid vineri. Și am terminat. Easy. Nu te mai înlva, nu frate, mă bucur, sărbătoresc când mă bat un jucător de 3 victorii jumate, sărbătoresc, ești nebun. Și cum mă bate, auzi cum, lasă că mă bate, că mi se rupe, ești nebun că mă bate, auzi cum mă bat, șutează de panică, mă. Cu spatele la poarta lui de la 19-285 de metri și îmi dă gol, mă. Auzi cum mă bate, ești nebun, șutează de panică. Uitați-vă puțin cu aia. Ăla el. Sus, Gabriel Jesus. And a poor ball. Ai, coaie, că nu e posibil, mă.
Te pup, băi, Bogdane, mersi de donații. Cred că face așa ceva. Cum e Craiful ăla? E ultimul terminat, ești nebun. Craiful ăla. E ultimul terminat. Dar dacă prinzi un meci de ăla pe care îl prinzi o dată la 2 ani, e cel mai bun din joc. La fel cum i-a fost Dembele lui ăla meciul trecut. Sau Jesus, mai știu. De Dembele care are 40 pe jumping... Mi-a câștigat, i-a câștigat două căpățâni, două jumping-uri. Acum ce, să stăm să zicem pe cea cum e Dembele? Ia-ți-l să-mi spui dacă e forță Dembele. Ia-l să-mi spui dacă e forță Dembele. E ultimul terminat, ești nebun, Craif. Ce rank este asta opera, că le lasă așa? Nu știu ce rank este. 11 win-uri, nu știu cât e. Fut în ele. Rank 18, auzi. La rank 18 ne oprim. Se poate, mă, se pierde la toți rupții și bolangiu. Dacă îmi iau ultimele, coaie, dacă îmi stau să-mi fac analize pe ultimele goluri, cred că mă mai iau o dată de presie, ești nebun? Dacă îmi iau ultimele, coaie... Deci îmi fac analize la ultimele goluri, 5 sau câte au fost. Ca să vedeți aici soartă. Gol inexistent aici. Aici nu dă nimeni gol. Una la mână. Din unghiul ăsta când te uiți în sus și dai gol pe centru porții. Bă, pe centru, mă. Nici măcar dacă te uiți la umbră. Deci din unghiul ăla sus nu poți da în diagonală. Nu poate nimeni să dea în diagonală gol. Când te uiți așa, te uiți în sus și dai în spate. Nimeni nu dă gol așa. Inexistent ești. Nici nu șutează nimeni. Orice jucător care e mai deștept ca o curcă beată nu șutează de acolo. Inexistent ești nebun. Nu ai cum să dai. Aici stau manual, pe pasă. Bă, switching manual, mă. Bă, switching manual, direct din analog, pasă pe numărul 6, care nu știu cine e, Ginola. Direct pe el, uite-mă pe el, mă. Bă, sunt pe el. Prin mine, gol inexistent. 2 din 2. N-ai, mă, ce să joci, ești nebun dacă ai soartă în jocul ăsta. Nici nu mai moi, mă, fut în el. Toți rupții, mă, bă, tot. De aici e discrepanța asta la joc. De aici e discrepanța asta la joc. Odată faci și... 3 victorii, odată faci 9 victorii, odată faci 4, odată faci 40. Odată faci Elite 1 cum era pe vechi, odată faci Gold 1. De asta, că e soarte, ești nebun, 80% soarte, ești nebun. Eu l-am sare cu Dembele la cap. Unde e mai aia cu Dembele la cap când sare ăla? În ce meci mă sare cu Dembele la cap ăla? Uite aici. I don't see how you
Uite aici. Îmi sare cu Dembele, mă, la cap. Uite cât sare Dembele la cap, mă. Uite-l pe Dembele, mă. Dembele la cap, mă. Cât are, mă, Dembele, ia. Are 62 jumping, mă. Îmi sare cu Dembele la cap, mă. Bă, trească voi, ești nebun. Ce ai, mă, ești nebun? Așa e, mă. Joci identic, bă, identic. Într-o săptămână nu e ca și cum o înveți. Odată faci 15 cu 1 săptămâna trecută, acum 11 cu 3, săptămâna următoare 16 cu 0, 11 cu 6, 3 cu 9, începi 0 cu 1, după aia dai, după aia 16 cu 0 de la 0 cu 1, după aia 6 cu 0, după aia 7 cu 200, dar tu joci la fel. Bă, tu joci la fel, ești nebun, tu nu te schimbi deloc. Deci, pe scurt, pe scurt, ești pilot de Formula 1 cel mai bun din lume, săptămâna următoare ești cel mai prost, după aia ești mediu, de la săptămână la săptămână. Cum adică, mă? Cum adică, mă? În orice joc din lumea asta, bă, orice joc, Counter-Strike, dacă eu astăzi sunt de nivelul de nota 7, bă, mâine sunt tot de nota 7, nu? Nu, în FIFA nu. Astăzi ești de nota 10, mâine ești de nota 2, poi mâine ești cel mai bun din lume, după aia ești cel mai prost din lume. E singurul joc unde e variația asta, ești nebun. Da. Yeah. De la 11 cu 0 am 11 cu 3. Ai, ce glumă de joc. Ce glumă de joc. Ce glumă de joc. A, golul ăla de la 3000 de metri? Din unghiul ăla imposibil? Bă, unghi imposibil. Ăsta, ăsta mi se pare că e. A, nu, ăsta e. Asta, primul. Doamne, ce pas. Uite aici. Fără direct, fines. A, nu, s-a întors. Bum. Nu, nu. Am Alex Barbu, că am citit ce ai scris prima dată. Nu e niciun glitch, lasă-mă cu ala. Aia ce zici tu era de 7 ani, dar ați aflat voi jucătorii casual anul ăsta. Aia e de 10 ani, bro. Nu e glitch. Aia e valabil la orice, dar nu știați voi, ați aflat în 2022. Aia e valabil și la pasă. Dacă faci un skill move înainte de orice, îți crește accuracy-ul, se reduce eroarea. Dar e din anii 95, da, ți-a aflat voi jucătorii casual anul ăsta, am scris pe chat, ești nebun la cap. Ce vrei, ce reacție? Mamă, bine că mi-ai zis, ești nebun, e de când lumea aia și n-are nicio treabă. Poți să fac 3000 de ball roll-uri și skill moves-uri, că dacă e să nu dai gol, nu dai. Intră tu într-un match. Fă skill move, șutează, fă skill move, șutează. O să dai 3000 de goluri, nu? Ce dracu. Am Ronaldinho, care e cel mai bun din joc pe finesuri. Nu știu dacă am dat 3 goluri din fines din ultimele 50 de șuturi, ești nebun.
Și ce crezi, mai dau și pe verde, ești nebun. Și boții ăștia habar n-au de verde. S-au sesizat doi bocanci pe chat. S-au sesizat doi bocanci pe chat. Bă, lăsați-mă, mă, verilor, mă. Bă, lăsați-mă, mă, pace, mă, că nu era vorba despre mine. Era vorba despre chestia asta, că e de când lumea pe pământ, ești nebun. Chestia aia cu skill moves. S-au sesizat ei doi bocanci, mă, m-au tras ei pe mine de urechi ca și cum. Andrei Blectanu și cu Marius Chipopa, să moară frații mei. Dacă îi scuturi, dă-i banul ca din ei. M-au tras ei pe mine de ureche, mă, ca și cum. M-au tras ei pe mine, că tu ce ești? Păi, bă, vărule, ești bulangiu, eu până să fiu jucător casual, vezi că mă mai duceam și eu pe la alea, că n-am apărut pe YouTube, mă jucam Fortnite și am apărut pe YouTube. Nu cred că am apărut pe YouTube așa, vezi că mă duceam și eu la concursuri, mai făceam și eu 2 lei, 3 lei. Ce sunt eu? Dumnezeu pe pământ pentru tine, handicapatule. Dumnezeu pe pământ, sunt și pro player și tactul și măta. Ești nebun, sunt mentorul tău, că de-aia te uiți la mine. Te învăț din cap până în picioare, și de viață și FIFA și ce vrei tu. Sunt Dumnezeu pe pământ pentru tine, ești bulangiu. Da, sunt pro player pentru tine. Pentru tine, Andrei Lecta, sunt pro player, ești bulangiu. Te ba la jocul ăsta, mă jur pe toată familia mea, dacă nu... Mă leg la ochi, fii atent, mă leg la ochi, mi-au un om lângă mine să-mi spună în ce parte a terenului sunt și te bat legat la ochi. Vrei să te mint? Legat la ochi te bat, ești nebun, sunt pro player pentru tine. Dar să știi cum stai. Stai să anticipezi următorul scenariu, că sunt sătul de din cap până în picioare. Urmează să mă înjure, eu îi dau bani și nu mai stăpânești și s-a dus povestea. Clasic, ești nebun. E easy. Hai, vărule, înjură-mă odată să terminăm discuția asta. Sunt sătul de scenariul ăsta până peste cap, ești nebun. Apar câte doi de ăștia de persculați care mă trag ei pe mine de urechi. Ară, frații. Bă, să moară cea mai scumpă, dacă te joci FIFA cu unul care e verificat, care e top 30, top 300 mondial, bă, să moară dacă îți dă vreun gol ciudat. Bă, dar nu că nu-ți dă vreun gol ciudat. Poate ar putea să dea și ăla, bă, dar nu face asta. E, când ai decât un terminat din ăsta de începe să spameze centrările și șuturile, nici nu mai știi ce să joci, te ia panică, ești nebun. Ți-e și frică să mai joci. Nici nu știi să intri în el decisiv, să ieși cu fundașul, că dacă joci normal și șutează bou de la 40 de metri, îți dă gol și te enervezi și pierzi meciul. Nici nu știi cum să joci cu terminații, știi, ești nebun. Ți-e și frică să intru pe el, dar dacă intru mă descoper. A, dar dacă șutează, îmi dă gol. Cum să mai joci, mă, frate? A, dacă joci cu unul bun, ăla știi ce face. Te ia la bani mărunți, iese bine, nu iese bine. Te ia cu cancel-uri, cu, pe careu, cu elastic-uri, cu toate nebunile, cu player locuri. Măcar la ăla știi. Bă, să moară ce am pe casă când joci cu ăștia. Zici că sunt spectatori, nu știu ce faci. Nu știu cum fac echipa mâine cu Fofana. Nu știu dacă pot să leg în echipă, dar nici nu mai contează. Îl fac și aia, vedem după aia. Da, băi, ne auzim mâine la cel mai minunat joc din lume. V-am pupat, băi, seară frumoasă la toată lumea. Vă mulțumesc că a stat cu mine până la ora 1 și 14 minute. Că nu-l bagă pe Fofana, eu cred că îl bagă. Oricum, vedem la 8. Păi îl fac, că vând Vieira oprea. Fofana intră în locul Vieira. Mă uit mâine, Mario, că nu mai îmi vine